Servus, oameni frumoși! Haideți să vă spun unde sunt eu astăzi. Mă aflu la Sântana, la liceu. Duminica trecută am fost la mall și m-am întâlnit cu niște copii foarte frumoși, cu niște tineri, care au fost entuziasmați că m-au văzut, mă urmăresc pe TikTok și mi-au spus că astăzi la Sântana are loc o piesă de teatru. Sunt niște copii extraordinari, fac o... teatru comedie, am înțeles, o să filmez și înăuntru să vedeți. Și le-am promis, pentru că am văzut că mă iubesc așa de mult copiii și mă urmăresc pe TikTok, le-am promis că vin să-i văd la teatru. Le-am promis că încerc să-i susțin cu ce pot. Am încercat pe TikTok un pic să adun un pic de susținere, am reușit un pic, dacă un pic să face mult. Și astăzi, duminică, uităm aici, am venit la Sântana, am ajuns aici, abia aștept să văd piesa de teatru, abia aștept să-i văd pe copii, să-i felicit, că sigur atât, convinsă 100% că îs copii talentați și chiar merită susținuți și merită toată susținerea din lume, pentru că copiii și tineretul în ziua de astăzi mai rar găsești care să facă ceva artă sau orice altceva. Acum sunt nerăbdătoare, e ora 6, sunt nerăbdătoare să intrăm în sală, să vedem piesa lor de teatru și ne vedem după. Vă povestesc cum a fost și o să vă filmez un pic înăuntru să vedeți cum a fost. Haideți cu Zori înăuntru! Doamna Zorița și mă bucur că ați venit. Tutor să știți că este vinovat, cred că pentru majoritatea lucrurilor, între ghilimele vinovat, pentru că nu este un lucru rău ce se întâmplă. Pentru ceea ce se întâmplă, așa, pleacă de la el. S-a întâlnit cu doamna Zorița, s-a întâlnit cu doamna Mirina și așa lucrurile se leagă. Iar prietenia cu cei de la Hai este puțin mai veche și faptul că țin... În Franța, o fi bună pentru cucoane dumneavoastră. Da, pentru a noastră e cam prea familiar. Sunt onorată și cât se poate de bucuroasă. Nu mă așteptam să am parte de un asemenea fotograf. Un asemenea model? O să-mi iasă ceva admirabil. Modelul nu e mare lucru, dar talentul dumneavoastră cu siguranță este. Sunteți atât de ginga și... Vai, nu mă gândesc. Să lăsăm complimente și pozați modelul odată. Unde vreți să mă așez? Aici este un loc perfect, lumina ne ajută din plin. Stau bine așa? Da, trupul, vă rog. Mersi mult că mă urmărești. Numai prostiile să nu ne vezi la mine. Se ferește, nu. Știm noi destule și eu cu Tudor. Aia se bagi la cap. Vezi că astăzi am subiecte arăt de bărbați. Am înțeles. O, ce vă dau acolo inimă. Așa. Mersi mult. Tudor, Tudor, eu am venit, a fost timpul scurt. Eu, La revedere! Eu n-am venit singură, am venit cu câți oameni care le-am spus despre voi așa, pe rapid înainte, la care le mulțumim, la Andrei, Suzana, Gabi, Alexandra Huț, Alin Gheorghe, Camelia, Simona, Andreea și eu,
Simona Munteanu din Germania, cred că e, și fetele de la Coafor. Aici s-au strâns o mică sumă de bani, sper să vă ajute. Mulțumim din suflet. Și dacă era timpul mai... Adică să am timp și să așa, era și mai mult. Data viitoare să te anunțăm din timp. O să mă implic și mai tare, dar să-mi spui din timp. Mulțumim din suflet, mulțumim tuturor care ne-ați dat bani și ne-ați donat. Tudor și cu ea m-or fermecat duminica trecută când ne-am întâlnit la mall, deci m-or intra la super mega suflet. Fata n-a jucat în piesă, dar e drăguță de mor. Tudor cum o abordat, n-are rost, n-aveam cum să nu mă... Da, nu cu tupeu, așa, cu o mare, mare căldură, n-aveam cum să nu mă implic. Tudor, mersi din suflet că mulțumim și noi. Asta. Mulțumim și noi. Mult, mult, mult succes aveți la mulțumim Jumotor. Mult, mulțumim. Ne vedem data viitoare. Bun. Cu mare drag. Mulțumim. Servus, YouTube. Oameni buni, am terminat la Sântana, piesa de teatru a fost superbă, a fost o comedie faină, faină, s-a captat atenția, nici nu m-am dat seama când s-a terminat, eu care n-am răbdare să stau la teatru și la film. Ori fost copiii superbi, felicitări, le ținem pumnii la concursul care o să fie la Novodare. Uite ce am căpătat, ouă de la Sântana, că m-au auzit prunci pe live, că am zis că îmi trebuie ouă de casă și au venit fiecare cu 5 ouă, 2 ouă, 3 ouă, am 20 de ouă, când le-ai mâncat, că eu mi-s tăiat de la stomac, nu pot să mânc multă ratătă. Îmi fac eu ratătă din 2 ouă, dar ce fac cu 20? Am mâncat cloșcă, care aveți cloșcă, aduceți-mi o cloșcă. Mă duc în alt sat, nu-i bai, după cloșcă, poate mai este spectacole pe undeva, că mă duc pe cloșcă. Acum mă duc încet că Arad, că nu mai pot de frig, îmi tremură dinți în gură, e frig la Sântana ca frasul, nu mai pot de frig, abia aștept să ajung acasă, să-mi fac o ratătă cu brădești, cu crăstăveți și cu brânză am acasă și mânc cu tădragul de la copiii de la Sântana. Mulțumesc la toată lumea care ați fost receptivi, încă o dată vă menționez toți care mi-ați dat pe Revolut, fetele de la Coafor, Simona Munteanu, Camia mea, Alin, Andrei, Nu vreau să-i uit, că nu mai știu, am citit lista acolo cu băiatul, nu mai știu care, toată lumea care m-ați ajutat pe TikTok, vă mulțumesc de suflet și vă mulțumesc copiii tare mult, s-au bucurat că i-ați ajutat cu cât s-a putut. O seară faină de duminică să aveți, vă țucă zorii! Vă țuc, vă duc să-mi fac ratotă! Servus!